Domnule director, reprezentați o companie importantă pentru piața asigurărilor auto din România. Spuneți-ne, vă rog, care este tendința în ceea ce privește despăgubirile pentru vătămări corporale și de ce? Din păcate, în ultima perioadă remarcăm o creștere destul de accelerată atât a numărului solicitărilor pentru astfel de despăgubiri, cât și a quantumului pe care trebuie să-l plătim. Din păcate, vidul legislativ despre care s-a vorbit aici, respectiv inexistența unui barem, ne duce în imposibilitatea de a evalua foarte ușor aceste despăgubiri și nu putem să avem înțelegeri amiabile extrajudiciare. Sperăm că această conferință să fie un prim pas în rezolvarea acestui aspect. Bineînțeles că și UNSAR-ul va avea un rol important și ceea ce se muncește în momentul de față pe comisii la UNSAR ar putea să ducă la rezolvarea situației și mai mult ca sigur și CSA-ul trebuie să ne ajute în a rezolva această problemă. Care estimați dumneavoastră că va fi evoluția în următorul an, următorii ani pe acest segment al despăgubirilor? Din păcate, o rezolvare pe sistemul baremelor sau a grilelor prestabilite vor duce în prima fază la o creștere a despăgubirilor pe zona de vătămări corporale și daune morale. Ulterior, efectele pozitive vor fi în ceva ani, adică nu ne vor lăsa să ne ducem în niște sume aberante pe care am putea să le plătim. Din păcate, în momentul de față ne confruntăm cu cereri aberante din partea păgubiților în sensul de milioane de euro, cel puțin la nivel de declarativ, adică în prima fază ei solicită astfel de sume. Ulterior, bineînțeles că chiar și în instanță, chiar și pe amiabil, lucrurile revin normal, dar într-o perioadă de criză în care toată lumea suferă din punct de vedere financiar, este clar că astfel de solicitări nu și-au locul. Și în ce măsură această evoluție se va reflecta și în prețul RCA? În mod cert, faptul că vom reuși să cuantificăm mai ușor vătămările corporale dacă se vor adopta aceste grile, ne vor permite să luăm în calcul mai clar în tarifele de primă pe care le folosim. Din păcate, putem spune că în această perioadă prețul va fi cel care va conta în vânzare și mi-e frică de faptul că un preț ridicat al RCA-ului în momentul de față va duce la o scădere a gradului de cuprindere în asigurare, ceea ce va afecta întreaga piață și inclusiv pe cei care vor fi păgubiți, inclusiv pe daune materiale, vătămări corporale și daune nepatrimoniale. Și ca să punctăm în final, care sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă un asigurător în acordarea de astfel de despăgubiri? Cea mai importantă problemă este clar faptul că nu reușim să cuantificăm aceste solicitări. Adică nu există elemente și criterii clar stabilite pentru a evalua o astfel de daună. A doua problemă este diferența de sentințe pe care le primim la nivel de teritoriu, adică primim sentințe diferite în funcție de regiune, de județ, de instanță, de abordare, de avocați și așa mai departe. În principiu, cam astea ar fi problemele și, bineînțeles, tendința de escaladare și de creștere a solicitărilor de acest gen.